extindă corpul. Sunt o bună pregătire pentru o zi de studiu în care copiii trebuie să-și păstreze atenția pentru mai mult timp sau să stea într-un scaun mai multe ore. Vă voi prezenta trei tipuri de încălzire pe care le folosesc adesea pentru a începe sesiunile de mișcare creativă. Vom începe cu o încălzire pe părți de corp care ne va ajuta să fim mai prezenți în corp. Vom continua cu o încălzire în care ne vom juca cu spațiul, iar a treia încălzire va fi legată de imagini în mișcare. Să începem! Ideea acestui exercițiu este foarte simplă. Vom lua câteva părți de corp și vom încerca să dansăm cu fiecare parte și apoi cu toate părțile de corp împreună. Cum ar putea dansa capul? Găsim cât mai multe feluri din care gâtul și capul nostru se pot mișca, iar restul corpului să rămână cât mai nemișcat. Jucăm, îl ducem în față, în spate, într-o parte și în cealaltă. Minunat! Continuăm acum cu umerii. Cum ar putea să danseze umerii noștri? Pot să se miște amândoi odată sau aleatoriu. Și încercăm restul corpului să-l ținem pe cât posibil de mișcat. Minunat! Lăsăm acum mișcarea să coboare către brațe și mâini și degete. Și încercăm să dansăm cât mai mult cu mâinile și cu degetele noastre. Suntem un fel de dirijor sau polițiști de circulație? Minunat! Și continuăm cu trunchiul, partea de sus a corpului. Și bazinul. Și lăsăm întreaga parte de sus a corpului să se miște. Ca și cum am fi un fel de sarcin mânt. Și găsim prin care partea de sus a corpului nostru poate să danseze. Minunat, ne oprim? Continuăm doar cu piciorul stâng. Și găsim felul de a dansa cu piciorul stâng. Și cu dreptul. Și găsim cât mai multe feluri de a ne juca cu ele. Și acum, ambele deodată. Doar picioarele. Minunat! Și continuăm acum cu toate părțile de corp deodată. Dansul spaghete, cum îl numesc. Încercăm să dansăm cu cât mai multe părți de corp în același timp. Ia să vedem câte părți de corp pot mișca în același timp. Thank you.
Corpul nostru ar trebui să arate ca o spaghetă care este mișcată așa în aer. La acest mic dans. Și încet, încet, oprim mișcarea și lăsăm spagheta să alunece în parte.